În prima repriză, FC Buzău nu a avut prea multe faze de atac, iar oaspeții de la Schellinger s-au apărat bine. Echipa mi s-a părut un pic blocată în prima repriză și cei de la Schellinger au stat compact, un bloc defensiv compact, n-au pus presiune, mă așteptam să fac un presiune mai agresiv și atunci să creez un pic de spațiu între linii și în spatele lor. Noi am avut o posesie, dar fără progresie, a fost previzibil. În a doua repriză, meciul s-a mai dezmorțit. Buzoienii au creat ceva ocazii, însă niciun jucător nu a reușit să trimită mingea în poartă. Scorul final al partidei Gloria Buzău-CSC 1599 Schellinger a fost 0-0. Următorul meci, echipa din Crâng îl are în deplasare cu Unirea Slobozia. Ne așteaptă un meci greu cu echipa care a pierdut foarte greu acasă. Am reușit în sezonul regular să-i batem. Mergem să ne luptăm, nu ne frică de nicio echipă. Și vom aborda meciurile la victorie. Sper să avem o altă față și să ne apropiem victoria, așa cum ai spus, avem nevoie de puncte. În urma meciului cu CSC 1599 Schellinger, FC Buzău a acumulat 37 de puncte în clasament.